Numele meu este Bogdan Vintilă, sunt elev la liceu Nicolae Cioronescu, clasa 11-a și rolul meu în această piesă este de Joker. Am o mică întrebare către dumneavoastră. Care dintre dumneavoastră a participat la o piesă de teatru furt? Sau care dintre dumneavoastră știe ce e teatru furt? Sau care dintre dumneavoastră a avut ocazia să urce pe scenă și să schimbe ceva în societate sau în colectivul de la școală? Să înțeleg că nimeni dintre dumneavoastră nu a făcut asta. Astăzi, alături de colegii mei, o să vă oferim oportunitatea să urcați pe scenă și să schimbați ceva. O să-i las pe colegii mei să-și înceapă de gata. Vă mulțumesc! Bună dimineața, copilași! Bine ne-am întâlnit! Bună dimineața! Unde ați fost vara asta? În Bobii, la mare, la munte. Tu pe unde te-ai plimbat? La Mamaia. Ai fost la Mata Mare? Da, cine ar fi tot, tu ce crede? Credeam că ai fost la Mata Mare. Ce? Copiii, lăsați vorba. Anul acesta este un an foarte important pentru voi. Haideți, doamna, lăsați asta. Mai bine ne-a spune cine este băiatul drăguț de lângă dumneavoastră. Are o figură interesantă. E băiatul dumneavoastră, doamna? O, zburalibilor, m-ați zăpăcit. Scuze, puiule. Puiule, puiule, zboare, puiule. Copii, lăsați vorba. El este Ianghinu, este noul vostru coleg. A venit în România după ce a locuit în Canada. O, interesant, îmi place. Aianu, hai să ne spui câte ceva despre tine, despre locurile de unde vii. Uite, colegii tăi sunt nerăbdători să te cunoască. Salut, numele meu este Ianghinu. Eu vin din Canada, îmi place muzica și îmi place să citesc. Sper să ne înțelegem bine. Da, n-am vorbit. Neinteresant. Bine, bine, copii. Hai, lăsați asta. Mâine, cred că prima oară o vezi cu mine, deci la 8 să vă găsesc în clasă. Nu ne putem trezi la ora aia. Este prea devreme. Domnișoarelor, a început școala, faceți un efort. Of, libertatea, creativitatea mea. Aceste lucruri... Domnișoarelor, ne descoperim împreună pe parcurs lucrurile acestea. Ei, cu răbdare, avem un întreg an înainte. Deci, dragilor, vă doresc mult succes! Succesuri, doamne! Vezi că ești cam obraznic și nu-mi place. Mulțumesc! Vezi! Și priniți-l cum se cuvine pe noul vostru coleg. Aia, dragă, te las pe mâini bune! Și ia zi, Hani, cum e în Canada? Cu ce te rog? Canada este tare frumos. Locul, oameni, cultură, o să-ți placă tare. Franceza și engleza sunt ambele limbi oficiale. Și bănuiesc că aveți bani mulți, vile, haine de firmă. Să știți că în viață totul se rezumă la bani și la aspectul și caracterul omului. Ce pledoarie, ce discurs. Cineva a venit aici să ne vorbească despre lucruri de-astea. Auzi, suflet, caracter. Băi, bă, atâta, de unde vii? Ăsta, parcă e venit de pe altă lume. Ne vorbește așa, superior, are bani, haine de firmă, tot ce își dorește. Iar el ne vorbește despre lucruri de-astea, de multiculturalism. Așa e, mai Bobby, ai dreptate. Dar ce face lumea seama mea? Nu cred că am zis ceva greșit sau stupid. Mamă, câtă maturitate, îți dai seama? Băiatul deștept care se dă matură mai are puțin și dă apă la șoricei? Natalia, lasă-l în pace, nu vezi că ai reușit să-l întristezi? Ce aveți toți cu el? Hai, satul, nu te băga. Ți se pare că te-a băgat cineva în seamă? A trebuit să mă cunoașteți mai întâi, după care să mă judecați. Cât de victimizare! Nu sunt o victimă. Te dai mare că vin din Canada, nici nu cred că ai trecut pe acolo vreodată. Minte, minte. Vreau să-l presioneze. Ba nu minte. Lasă-i, nu-i convinge. Dar trebuie să mă cunoașteți mai întâi, după care să mă judecați. Eu? Nu-ți voi da nicio șansă. Cât vei sta în această școală, voi fi coșmarul tău. Dar ce? Ce-i cum e? Ți-am făcut ceva? Știi ce, băiețică? Eu nu stau să dau explicații nimănui. Ce am avut de spus, am spus. Acum, nu rămâne decât să tragi singur concluzie și să reflectezi la situația patetică în care te afli. Să-ți bagi joc de oameni și asta nu-i frumos. Oh, pe bune! Abia acum ți-ai dat seama. Mă uimește, inteligența ta întârziată. Intrusule, cu cât te hotărăști mai repede să pleci din această școală, cu atât va fi mai bine pentru noi toți. De ce să plec? De-abia am venit. Cine ești tu? Cine sunt eu? Eu sunt cea mai populară fată, te numesc cum stau toții în jurul meu. Natalia, nu se pare că exagerezi? Traisa, tu să taci în fața mea, nu ai drept
cine ești tu dacă în fața ta? Șefa ta inteligentă, nu te-ai prins până acum? Trebuia neapărat să spun? Acum atași pe ea, ea nu are nicio vină. Stai, încerc voi. Ție cumva că îmi place de ea? E dragoste la prima vedere. Vă luați apărare reciproc? Ce fraie! Te rog, vorbește frumos. Nu te-am jignit pe tine. Vorbesc cum vreau și cum doresc în școala mea. Pardon, nu e școala ta. Cea noastră, a tuturor, câte generații ne-au fost și câte nu vor mai fi? Dar odată o încasezi! Ce periculoasă ești! Mă vezi ca pe amenințare? Se frică? Nu, consideră că trebuie să vorbim frumos și nu apelăm la violență. Vorbesc cum doresc și cum îmi place. Uite, cu Bobby și Andreea vorbesc foarte frumos. Mulțumim, colega, te iubim. Și eu vă iubesc, Maxim. Băi, Ariana, am muncit-o cam mult cu tine. Ar fi ca să ne scutești, ai înțeles? Așa e pe canadianule, Bobby are dreptate, cam multă atenție. Judecați oamenii și nu este bine. Aia nu are dreptate, nu vă faceți, nu vă dați seama că face să sufere. E și el tot un elev, nu mai faceți discriminări. Raisa, se vede că ești leșinată după el. Ce te încântă, banii, țoalele? Ții cu el decât să ne susții pe noi colegii tăi? Nu este adevărat, țin cu dreptate. Dacă te-ai fost în locul lui, cum te-ai fi simțit? E unul foarte bine, foarte important. Toată lumea așa în jurul meu ne vrea să facem să scape de timiditate. Da, da, înțeleg. Să fim autoritar, nu vezi că e mămăligă? Așa e. Întreceți orice limită. Da, mai putem de limitele tale. Poți să pleci acasă. Șase, Erika!